Oltencele au început goana după legume cât mai frumoase și asortate pentru a umple rafturile cămărilor cu bunătăți pentru iarnă. Gospodinele au făcut pe etape cumpărăturile pentru a nu rata legumele de sezon și pentru a avea în cămară tot ce își doresc pentru iarnă. Sunt și persoane care nu s-au apucat de pus murături, dar au testat piața. Ați început să puneți la borcan tot ce e nevoie pentru iarnă? Am început. Și gogoșar, și castraveți am pus la borcan. Am făcut și roșii cu ardei amestecate cu și fier. Am de zile și îmi țin și sunt foarte buni. Am luat mereu de aici din piață, marfă bună, bună la preț. Nu. Nu mai puneți sau? Ba pun, dar nu acum. Mai așteptați? Târziu, la sfârșitul săptămânii. Oamenii spun că prețurile sunt bune în raport cu calitatea și munca legumicultorilor. Prețurile cum vi se par de la luna la luna? Par bune, bune. Nu sunt nici prea mari, nici prea, vă zisei, sunt de buzunarul meu, de pensia mea mică, care eu mă mulțumesc. Cum vi se par prețurile în piață? A, nu sunt, sunt bune. Muncim pământul, știu cum se face agricultura. Gospodinele nu ratează nicio legumă, toate sunt bune pentru murăturile asortate, de la ardei și castraveți, la lubeniță, conopidă și sfeclă, toate își găsesc loc pe rafturi. Ce puneți la borcan, la cămară? Cogoșar, castraveți, fac murături tot la borcan, că nu suntem mulți la masă, sfeclă, roșie, iar... Dar eu am în grădină lucrurile astea. Completez cu ce nu am, că anul ăsta a fost mai cu problemă. Dacă unele oltence folosesc rețete noi, altele încă pun la murat legume așa cum au învățat de la mamele lor. Ce rețete folosiți? Păi folosesc rețeta pe care o fac de o viață. Și încă mai faceți la borcan și nu ați renunțat ca alții mai tineri care iau direct din supermarket? Păi probabil le place gustul, mie nu. Perioada aceasta este una bună și pentru legumicultori. Chiar dacă anul acesta s-au confruntat cu pandemia, restricțiile impuse și problemele meteorologice, legumicultorii spun că au vândut și speră să aibă clienți în continuare. Sunt destul cumpărători. Cam ce cumpără în perioada aceasta? Vinete, ardei capia, gogoșar, foarte mult castraveți, au început și cu gogonelele. Oamenii vin să cumpere pentru murături? Au început să cumpere? Da, au început să cumpere. Gogonele, ardei capia, gogoșar, au început. Prețurile cum sunt? Cum li se par? Bunicele, mi se par tot ca anul trecut. V-ați scos anul acesta investițiile? Nu prea, nu prea. Am pus și plasă de umbrire, nu prea am scos. Legumicultorii spun că oamenii aleg să pună murături și de frică să nu ajungă să cumpere din supermarketuri ca în primăvară. Să comparați anul acesta cu anul trecut, cam cum au mers vânzările? Mult mai bine anul acesta. Mult mai bine anul acesta față de anul trecut. În pofida pandemiei? Da, cred că oamenii cumpără de frică, nu știu ce va urma probabil și își fac stocuri de alimente cât mai multe. Pentru că față de anul trecut au cumpărat mult mai bine. Nu la fel de norocoși sunt și vânzătorii de fructe. Oltenii preferă să cumpere dulceață și gem decât să o mai pregătească în casă. Au cumpărat mai puțin, nu au cumpărat chiar așa mult. Cumpără decât pentru mâncare? Pentru mâncare, decât un kilogram, două. Dar pentru cămară nu? Cămară nu, mai puțin. Sunt, dar foarte puțin care cumpăr. Comparativ cu anul trecut? Comparativ cu anul trecut, da. Ești foarte prost. Gospodinele au de unde alege legume pentru a pune la borcan. În piețe se găsesc legume pe alese la prețuri bune.